sunt două bilete venite. Dacă există autism virtual, da, există autism virtual, cum îi putem ajuta pe acești copii. Eram un prieten care are o asociație în București și de vreo 10-15 ani lucrează pe domeniul ăsta. Prima acțiune este să îi întrerupe contactul cu media, cu ecranul, pentru că ecranul nu ține de o dependență și le va întreține. Depinde de vârstă. Dacă este la 8-10-12 ani, e cam greu. Adică dacă nu s-au intervenit mai devreme, cu cât e copilul mai mic, cu atât intervențiile sunt mai eficiente. În mod normal, câteva ore pe zi poți să declanșeze. Sunt copii care sunt mai sensibili, alții mai puțin sensibili. Unii, la un număr mai mic de ore, pot fi afectați mai mult decât alții. Deci trebuie avut în vedere acest lucru. Deci trebuie despărțiți de mass media și contactul cu activități fizice. Să muncească, să facă ceva fizic. Așa, dependențele de alcool, de droguri, contează mult. Da. Să ieși în grădină, să faci o chestie care e legată de pământ, de natură, te ajută foarte mult. Ne confruntăm cu un asalt la telefonul mobil, de ce? Ce mai putem face? Deci e cam greu să mai faci foarte multe. Din nefericire, e foarte complicat. După pandemie, au pus stăpânire pe mintea copiilor noastre, care spune că trebuie să ai telefon mobil. Eu tot le spun la părinți, nu este obligatoriu. În legea învățământului nu este asociat telefonul mobil, procesul de învățământ și nici nu spune că nu poți să mergi la școală dacă nu ai telefon mobil. Deci trebuie cumva să am atitudine, dar când copilul a ajuns la liceu, 9-6-15 ani, e foarte greu să nu mai desprinzi de ceva. Cum putem determina ca fiul nostru să mai citească atât timp cât el vede că la colegii nu mai ai tehnologie? Nu știu ce să spun. E complicat. Trebuie să citești. La liceu, este cam greu să mai citești cu copilul, nu mai este chiar copil. Deci eu e deja o vârstă înaintată. Eu cred că trebuie să mai îndemn să mai citească și, încă o dată, în momentul în care obligi pe cineva la ceva, va crea reacții. Trebuie să-l călăuzești pentru acel lucru. Trebuie să-l faci să se nască în el dorința, gustul pentru lectură, ca și gustul pentru ce de Dumnezeu. Deci toate astea sunt legate unele de celelalte. Ce facem ca educatori când avem la clasă copii de 2, 3, 4 ani foarte agresivi, deși sunt copii tipici, normali? Păi trebuie vorbit cu părinții, în primul rând, pentru că părinții trebuie să facă niște modificări în comportamentul lor, sau în alimentația lor, sau în obiceiul de a sta la televizor sau la calculator sau nu știu ce. Părinții trebuie sfătuiți, cât se poate sfătui un părinte. Că mulți ei înșiși au probleme și nu de multe ori au probleme mari decât copiii. Dar eu cred că asta se poate face altceva nu, și vor fi tot mai agresivi. Eu nu am nicio îndoială, pentru că răspunsul minții, creierului este unul de agresivitate la stresul care e. Copilul nu este stresat. Acasă, nu știu, părinții se încearcă, părinții se bat, sau stă mult la calculator, nu știu, dar ceva are un stres în viața lui. Cum pot ajuta un copil de care are o ușoară formă de brainstorming? Dar nu e brainstorming ăsta. Asta e altceva. Momente de absență. A renunța singur la telefon, știind că este dăunător telefonul. Deci are momente de absență. Da, astea se nasc, 4 momente de absență. Eu vă zic, dacă copilul e mic, el e pur și simplu. Dacă e mare, trebuie să-l convingi. N-ai ce să faci. Nu suntem în control parental, dar copiii sunt mai necioși decât părinții. La chestii de astea, imediat le găsesc o soluție. Nu știu. Eu, personal, dacă copilul mic, până 14 ani, 12 ani, nu-i dau. Nu-i dau. După 16. După 16 e telefon, dacă este. Am un prieten care e medic și copiii lui n-au avut niciodată telefon și primeau teme pe WhatsApp, cum se face astăzi, el se ducea la școală, la un serviciu, la spital, scotea la imprimantă tot ce trebuia și aducea copilului de. Copiii lui au terminat facultățile fără să aibă acces când erau mici în liceu, la așa ceva. Când e la facultate, este altceva. Oricum, dacă a crescut bine până la 18-20 de ani, este ușor să copilul să meargă cu altă cale. El trebuie să înțeleagă. Copiii să-și scăsă niște ființe înțelegătoare. În sensul că eu am cunoscut mulți copii care le-am vorbit și care m-au înțeles. Și Daniel se luptă cu, ca oricine, ca noi toți, cu patima asta. Te atrage. Dar dacă îi vorbești rațional, copilul înțelege. Și am cunoscut copii care ziceau, dom'le, mamă, uite, îți mulțumesc totuși că nu dai telefon, că uite, n-am ajuns ca și colegii mei, sau că am asta și nu știu ce. Deși s-a rugat de maică sa, o grămadă să-i cumpere telefon. Dar până el are sunt două planuri. Planul de conștiință în care știe ce e bun pentru el și planul celălalt în care cedează. Și totuși aș vrea și eu, că toți au, că tot o grămadă de părinți care zic, domnule, se complexează, se frustrează, lasă să fie frustrat. Și o să fie dacă frustrat. Noi eram foarte frustrați. Noi eram frustrați în timpul lui Ceaușescu de o mulțime de chestii. Și n-am murit. Dimpotrivă, n-am tărit, ne-a făcut să fim mai luptători. Eu în asta crește, s-a pus experiența mea personală. Mai ales că eram într-o școală din mijlocul Bucureștiului, cu foarte bun copii, cu mari posibilități. Eu nu cred că frustrarea este cea mai mare problemă. Mai mare de 1000 de ori este asta. Adică riscurile sunt mult mai mici decât beneficiile în condițiile în care se departe tehnologie. Cum să dezvoltăm limbaj și comunicarea în general? Lectura ajută foarte mult. Copilul trebuie să se citească cât mai mult până cât mai târziu. Și le place și la un moment dat încep să citească și ei înșiși. Și asta le ajută foarte mult comunicarea, cititul, răspunsul la întrebări, învățatul să-și pună întrebări, să gândească. Adică toate discuțiile, toate astea nu fac altceva decât să consolideze un înțeles pe scoarță. Toate se proiectează pe scoarță. Deși avem tehnologie de vârf în dormitor, comunicăm comunicarea în domeniul comunicării. Aoleu, era domeniu, era dormitor, era domeniu. Se constată o atrofiere a limbajului, se vorbește foarte prescurtat. Păi asta este, se vorbește prescurtat pentru că tehnicile astea asta fac. Deci lectura, trebuie cuvânt, trebuie carte. Trebuie carte. Cine se îndrăgostește de carte, rămâne cu această dragoste până la sfârșit. Tot ai mai citit ceva. E altă lume, deci McLaren în anii 70-80, era un tip american, savant, un geniu în domeniul comunicării, a spus că se tinde din cauza mediei vizuale către o societate tribală. Oamenilor le vor renunța la carte, la civilizația Gutenberg. Deci am ieșit din Gutenberg și, într-adevăr, aveam o dreptate. Mijloacele electrice care le fac interconectarea asta globală duce la tribalism. În sensul că oamenii trebuie mai mult prin simțuri decât prin rațiuni. Cum să răspundă un părinte la următoarea întrebare? X are telefon, se uită la filme, se joacă X la telefon, eu de ce nu am voie? Păi, măi, tată, mamă, te-ai uitat la X cum arată. Păi să fii învață și tu, fă asta, fă să rabata, lasă-l pe X, că X are probleme. Și o să aibă probleme de atenție, o să aibă probleme de concentrare, o să fie greu la școală, nu o să mai joace ușor, pentru că el se doarme cu telefoanele alea. Viața nu este telefon. Îi explici. Eu am suficient de motive în cărți care pot să ajute copilul să înțeleagă. Și el o ființă rațională. Cât timp mama mea o vorbă, cât timp ești la mine în casă, faci ce zic eu. Scurt. Deci nu aveam nicio posibilitate să schimb cumva. Nu. Am înțeles regula și nu comentam. Vă spun sincer, așa era. Pe vremea noastră, mama, clar, nu. Și mamă, noi nu avem, sau noi credem că așa e bine pentru educația ta, asta faci. Oricum, treaba ta la 8, după 18 ani încolo, faci ce vrei. Și s-a spus de cuvânt. Nu s-a mai plecat nicio alegere de-a noastră după 18 ani. Niciuna. Dar până la 18 ani, asta la mine în casă. Ce faci, ce spun? Nu există, domnule, trebuie puțin. Copilul, dacă simte că părintele îl iubește, vede cum face din dragoste, dar nici tirania nu e bună. Adică trebuie să ne ferim de comportamentul tiranic. Comportamentul tiranic și bătăile la nervi și chestiile astea nu creează încrederea copilului că părintele face alegere bună. Dacă părintele este calm, când are o autoritate bazată pe înțelegere, pe rațiune, pe cuvânt, îl ajută pe copil. Copilul ce da, cu tata, mama, sau are autoritate, știa ce vreau, eu nu vreau, dau și niște argumente. Înțelegeți? Dar dincolo de asta în spate, îmi dau seama că de fapt mama are dreptate. Și dacă mama are o relație bună, afectivă, nu se pune problema. Eu cred că aici trebuie lucrat mult. În relația noastră afectivă, să fim copilul, să fim prietenii lui. Înțelegeți? Legat de empatie, dacă este în exces, nu poate deveni dăunătoare pentru noi înșine. Nu cred că există empatie în exces, există poate empatie patologică, dar adică este o sensibilitate de mare că stai tot timpul să plângi pentru tot ce se întâmplă în lumea asta, dar nu, empatia normală este că da. Gândiți-vă că Sfinții Părinți, cu cât omul e mai apropiat de Dumnezeu, cu atât este mai apropiat de Sfinții Lui. Și atunci, automat suferă mai mult pentru ceilalți. Și se roagă pentru ei, bineînțeles, că dacă suferă așa doar atât e puțin. Deci nu cred că este o problemă asta. Odată instalată starea anxioasă, cum se poate ameliora? Lupta cu anxietatea nu este simplă. Eu v-am spus, dacă este de natură organică, dacă are o origine în intestin, trebuie rezolvată problema intestinală. Sportul, dușurile reci, stresul fizic ajută în tot ce înseamnă patologie psihologică, psihiatrică. Tot. Pentru că a stresa fizicul om, organismul începe să pună în mișcare niște mecanisme de apărare care îi schimbă lui starea mentală. Și nu ai cum să scoți un om de multe ori doar prin discursuri, dintr-o anxietate. Care are o origine care poate să fie natură organică, poate să fie pe neurotransmițător, poate să fie pe serotonină sau poate să fie pe alt neurotransmițător. Și trebuie lucrat. Eu zic că asta ar putea să ajute. Efortul fizic și studiile arată că 30-40 de minute de 3 ori, măcar pe săptămână, de efort fizic la transpirație, reduc un procent semnificativ de prezență stres. Învenind capsul nu uit. Postul negru, până la 12 zile, scapă foarte mulți oameni de depresie. Are o funcție fantastică, iarăși. De asta ar putea să fie legat chiar de intestin, pentru că după 12 zile se reglează atenția la întoarcerea din postul negru, trebuie să dureze cel puțin jumătate, 6 zile, să se facă trecerea la alimentație, pentru că după 12 zile de mâncat, doar apă, organismul modificatul nu prea mai știe cum să trateze și dacă îi dai brusc ceva greu, l-ai dărâmat. Bine, 12 zile nu trage bine. Dar tot trebuie să ai în vedere regula asta. Poftim? Deci, efortul fizic, v-am spus că dușurile reci practicate constant, zi de zi, stimulează imunitatea, scad inflamația, scad simpaticul. Negația este că noi suntem foarte mult pe simpatic. Sunt două sisteme, simpatic și parasimpatic, și sistemul nervos autonom. Și e complicat. Și vegetativ este blocat din cauza că stresul blochează nervul vag. Și atunci tu ești permanent în stare de stres, adică de apărare. Într-o societate normală, omul se stresa doar în anumite momente excepționale. Asta stresezi zilnic. Sună telefonul de 100 de ore, multe decizii de luat, se întâmplă aia, se întâmplă aia, se întâmplă aia. Ia veniți-vă în orice spun, telefonul era acasă. Eu nu găseam nimeni. Dacă ajungeam acasă și de telefon, răspundeam. Dacă nu puteai să răspunzi. Acum te găsești în gură de șarpe, că ai telefonul cu tine. Pac, te ia din WC-ul. Pac, răspunde. Stres. Deci tot timpul sunteți în stare de stres. Ei, stresul ăsta duce la creșterea simpaticului și erodează niște mecanisme psihologice și te duce la boala psihică. Gândiți-vă, există o axă psiho-neuro-endocrină și imună, care pleacă de sus, de la hipotalamus, hipofiză și glandele de secreție interne și mai departe. Pe această axă se produc toate bolile. Că dacă am o problemă psihologică care coboară pe sistemele astea până la endocrin și până la imun, voi avea supresie imună și voi face cancer sau alte boli grave de tipul ăsta. Și, în general, cam așa se petrec lucrurile. Eu, când vorbesc cu cineva bolnav de cancer, întreb că am avut un stres recent, în general, femei la cancerele hormonale, majoritatea cazurilor se batează pe stres recent. În momentul declanșării, am avut o pacientă care, în urmă 6 ani, 5 ani, i-a murit un copil la 2 ani. Și în momentul respectiv s-a declanșat. A simțit că în ea se petrece ceva. Și de acolo s-a declanșat cancerul mai târziu. Lista totală a sentimentului empatiei poate conduce la schizofrenie. Nu, schizofrenie este altceva. Schizofrenia este o boală și o boală destul de urâtă care se decompensează la un anumit moment în viață pe baza unui stres mare. În general, tinerii în facultate, în perioada respectivă, se stresează foarte mult. Am avut multe cazuri, am văzut. Se decompensează, nu dorm nopțile. În general este pe nivele mari de dopamină. Trece dopamină foarte mult și ai insomnie. Dacă 2-3 zile, 4 zile, nu dormi și stai în excitație mare, poate la un moment dat creierul să o ia pe pălării. Dar s-a recompensat, nu prea mai o poți întoarce. Trebuie să iei medicamente aproape până la moarte. Dar empatia nu cred că poate așa schizofrenie, dar la comportamente schizofrenice, dacă le luăm așa, poate să ducă. Adică, domne, zici că ăsta nici nu are treabă cu realitatea. E în lumea lui. Da, asta da, dar nu e asta schizofrenia ca și patologie. Alte întrebări? Pastea am terminat, spuneți. Câți ani are? 14. Domnul nu mă pricep la desene animate respective. E prima oară când aud, că eu nu stau cu televizor și astea, nu știu cum se numesc. Cele japoneze, violență excesivă. Cu cât e mai violent, cu atât de dependență mai ușor la copii, pentru că îl obișnuiește. Dar evident că este rău. La 14 ani, exact ce v-am spus, scade empatia. E foarte greu de comunicat dacă copilul nu vrea să se lasă. Trebuie convins cumva. Trebuie făcut să înțeleagă că îl afectează. E o durere. Eu îmi dau seama de părinți, dar destul de târziu. Deci, în mod normal, eu v-am spus, cel mai bine este, iertați-mă o clipă, să nu crească cu televizor, să nu aibă, pentru că ajungem la situații fără ieșire. Îmi cer părintele ce să fac acum. Și au fost cazuri din țară, care au fost uciși părinții de copii pentru că le-a tăiat cablul. Unul din